Domnilor, domnilor, bun găsit, iată o nouă ediție Confesiuni Literare. Sunt Paul Gorban și vă invit ca în următoarele 50 de minute să descoperim împreună un portret. Am invitat astăzi la Confesiuni Literare pe academicianul Gheorghe Păun, căruia îi mulțumesc cu această ocazie că a acceptat invitația noastră de a fi la Apolonia TV aici. Eu vă mulțumesc. Iată, sunteți la Iași, ați participat zilele acestea la Congresul Internațional Pregătim Viitorul, promovând excelența al Universității Apolonia din Iași. A avut loc și un moment, o ceremonie de decernare a titlului de doctor honoris causa. Mă bucur că anul acesta, iată, Universitatea Ieșeană s-a îndreptat către un matematician, nu orice matematician, ci un urmaș al lui, spunem noi, al lui Solomon Marcus, pentru că ați fost vreme de 4 decenii, dacă nu mă înșel. Un elev perpetu al profesorului Marcus. Vreme de 4 decenii ați fost aproape în preajma dumneavoastră sale. Chiar mai mult de 4 decenii, exact acum 40 de ani îmi scriam teza de doctorat. În 77, prin toamnă, mi-am susținut-o, deci în primăvară era probabil aproape de final, dar l-am cunoscut cu niște ani mai devreme, ca student la facultate, apoi ca doctorant alți 2-3 ani. Cum era Solomon Marcus în perioada studenției dumneavoastră? Cam totdeauna a fost și un profesor foarte special. Era bine să nu-l întâlnești în anul 1 sau în anul 2. Un pic mai matur pentru a putea intra în dialog cumva cu... Avea un stil deja aproape de cercetare și în timpul lecțiilor pe care le preda la facultate. Preda o matematică vie, se năștea atunci pe tablă și pe lângă teoremele pe care orice profesor le transmite cu demonstrații, cu toată rigoarea tipic matematică, puncta de ce și ce ar trebui să urmeze, probleme deschise. Deci formula probleme inclusiv anilor începători, unde de cele mai multe ori nu se potrivesc. Eu l-am întâlnit în anul 4, când nu mă gândeam nici eu la cercetare, dar eram mai matur pentru a putea intra în dialog cu stilul dumnealui. Una din temele lui publicată și abordată și în Paradigme Universale, volumul scos la Paralela 45, la Pitești, la editorul Călin Vlasie, este interdisciplinaritatea. Și cred că acest cuvânt, această temă, din ce știu, vă caracterizează și pe dumneavoastră, pentru că sunteți un om care aplică această interdisciplinaritate. Am avut noroc din foarte multe puncte de vedere. Un moment în care s-a manifestat norocul a fost întâlnirea cu Marcus, evident. Dar și în alte cazuri destinul meu e șirul unor întâmplări cu bifurcări în care posteriori îmi dau seama că am avut noroc. Am luat-o la stânga sau la dreapta într-un mod norocos și am ajuns altceva decât ce doream eu în tinerețea mea școlară ca să ajung profesor la Curtea de Argeș. Era maximul pentru un... Vă doreați să ajungeți profesor? Sunt născut într-o comună vecină și maximul ce putea dori un pui de țăran dintr-o comună argeșană era să ajungă în cel mai apropiat oraș, la cel mai bun liceu de acolo, cel pe care l-am absolvit. Și... Dar întâlnirea cu Marcus a fost decisivă, am mers în cu totul altă direcție. Ați mers în zona cercetării și în... Cercetare, mai puțin 4 ani în care am făcut informatică foarte practică. Am programat COBOL într-un centru de calcul. Salariile la o uzină bucureșteană s-au dat pe programele făcute de un matematician care după absolvire, la o săptămână după, a primit sarcina să învețe COBOL să programeze. Pentru că am cumva, cum să spun, țin la amănuntul ăsta, pentru că tot restul carierei a fost informatică teoretică, artă pentru artă, dar primii 4 ani mi-am adus obolul pe ogorul foarte practic al informaticii. Deci nu pot fi acuzat de... matematician, informatician, dar pentru că suntem la Confesiuni Literare, sunteți și om de litere, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Din 1990 chiar, da. Cum a început această... spunem, excursie către literatură? La modul editorial, știu precis anii în care am debutat în reviste sau în volum, dar îmi amintesc la fel de precis când eram copil în Cicăneștiul Argeșului, îmi inventam povești cumva, pentru că jucăriile erau puține și scumpe pe vremea aceea. Deci părinții mei erau săteni obișnuiți cu grădină, obișnuiți și nu
total obișnuiți, pentru că tatăl meu picta icoane și cruci de intersecție sau de cimitir, deci m-am născut cu culori prin... Și citea seara la lumina lămpii, nu aveam curent electric. Și atunci, neavând jucării, fie mi le cream, am degetele complet creștate de briceagul copilăriei, sau mi imaginam, fabulam... Bine, aici mai e un ceva foarte interesant pe care Marcus la un moment dat îl și teoretiza, nu pentru mine, spiritul ludic, diferența între muncă și corvoadă, etc. Pentru un copil de sărande există un număr de munci care pot deveni corvoade. În grădină, la fân, la... Domnule, era atât de frumos la adunatul fânului, nu știu dacă ați beneficiat de experiențe de genul acesta, pentru că mi imaginam niște dușmani pe care îi încolcesc, în sfârșit, mitologizam în munci de genul acesta total prozaice. Da, ca iar asta ca... făcea diferența între truda de a face ceva și dragul de a face. De a face. Știu că ați debutat cu proză, dar aveți și volume de poezie. Ce înseamnă, iată, pentru un matematician această legătură cu literatura? Solomon Marcus găsea de foarte multe ori ca fiind necesară matematicii literatura și literaturii fiind necesară matematica și logica. Nu, dar zic că e necesar pentru un suflet sănătos, pentru o minte sănătoasă să-și cultive mai multe direcții de manifestare. Ne naștem multilaterali, dar nu putem face performanță în toate și va trebui să școala, familia, societatea ne obligă să ne canalizăm. Am avut cumva șansa, să am timp. Asta e un lucru foarte interesant. Să mă joc de-a munca și atunci să nu fie muncă, să lucrez, să fiu cercetător toată cariera, mai puțin cei 4 ani de COBOL, lasă că și atunci mi-am scris teza de doctorat în modelarea proceselor economice folosind gramaticile pe care le învățasem de la Marcus, un subiect total nestandard pentru informatică pe care nu l-am mai urmat. Am debutat cu science fiction, deci iarăși o împrejurare norocoasă, întâlnirea lui Adrian Rogoz, nu știu dacă îl știți, seniorul science fiction românesc, al lui Alexandru Mironov, cel... Au fost și la Iași, la Clubul Coasar, aveau... Am cunoscut și pe aici, exact. Și în contextul acela, știință, science fiction, am început să comit proză scurtă, debutul în volum, așa a fost. Povestea cu poezia e la fel mai specială. Românul e născut poet. E în general bine să-și țină poezia în el și să nu o se manifeste, pentru că ar putea să contrazică frumosul dicton. La vremea liceului tot scriem poezie cu dedicație. Am fost foarte inspirat să o păstrez în niște caiete pe care le-am distrus la un moment dat. De ce? Nu știu exact de ce, cred că din precauție. Un control asupra limbajului poetic. Da, și a faptului că având o destinatară sau două sau așa, puteau crea... Și mult mai târziu am revenit, pur și simplu m-a apucat, la modul, cum să spun, mi-am zis... Destinal. Da, vreau să ratez încă un domeniu, vorba. Sunteți preocupați și de semiotică și întrebarea pe care urmează să vă pun are legătură cu zona aceasta semioticii. Este necesar, pentru că postmoderniștii astăzi vorbesc foarte mult de un limbaj matematic în poezie. Este necesar, eu știu, această îmbinare a calculării cuvântului, a calculării limbajului poetic? Adică poate matematica să intervină în Ludens? Bine, direct a încercat și probabil că nu e cel mai inspirat mod. Dar și poezia și matematica au de a face cu metaforă, cu simbolul, nu la modul trivial, cu altă semantică decât cea de dicționar, cu multe alte lucruri. Dacă ați vedea o carte de la Gheorghe Lazar, începând de matematică, ce termeni sunt acolo și cum sunt înțeleși în viața nematematică, ați fi uimit, arată poezie. Pe de altă parte, și poezia și matematica sunt plasate, Ion Barbu o spune și Marcus o spune, într-o zonă a creației
de un alt nivel decât cel zilnic. Acum eu nu m-am ocupat de semiotică adevărată, ci de semiotică formală, venind dinspre matematică, limbaje formale, teoria automatelor, lucruri de genul acesta. Mai degrabă făceam proză fără să știu, am fost precaut și din punctul acesta de vedere, în general sunt precaut, educația matematică ajută din punctul ăsta de vedere, să, principiul lui Peter, să nu mă chinui prea mult să-mi ating nivelul maxim de incompetență. Cândva mi-l voi atinge, dar să nu lucrez eu pentru a deveni incompetent prea repede. Așa cum foarte multă lume, din păcate face. Matematica te învață să fii modest. Și din liceu sau de când sunt matematician, nu, niciodată nu ești matematician, spunea Marcus, alintându-se, cum să nu fie Marcus matematician. Dar starea de matematician se... Pe de o parte, cred că te naști puțin cu ea, trebuie să ai emisfera analitică mai dezvoltată, probabil. Dar cu vremea înveți că A implică sau nu implică B. Aici nu există dubii, nu poți negocia. Lucrurile sunt... Domnule academician, foarte mulți oameni din zona literelor în special fug de matematică. Dar eu am constatat cu surprindere că mulți matematicieni vin spre litere. Chiar la Iași există un club de epigramiști în zona muzeului Codreanu, dacă nu mă înșel, unde foarte mulți sunt matematicieni, sunt oameni din științele exacte, medici, oameni care predau logică sau filosofie și vin spre litere gândind că literatura este, până la urmă, o formă de expresie a matematice. Cred că explicațiile țin de multe direcții, de psihologie, de sociologie, de-a dreptul. Pentru un scriitor, așa îi se pare lui, mie nu mi se pare, e de bon ton să spună că n-are organul matematic ca a fost... Dar dacă îl întreb mai atent... Geometria i-a plăcut în școală, iar ăsta e testul principal, că exact. Poți să faci matematică sau nu. Dar a avut neșansa unui profesor care a făcut din matematică o disciplină gri și s-a îndepărtat. Literații își joacă un pic mai mult decât își dau ei seama rolul. Matematicienii au, pe de altă parte, inginerii, medicii, au totuși dorința de a ieși din rigorile aparente ale domeniului și a se umaniza cumva. Există în ei un poet refulat care are și el nevoie de manifestare. De manifestare, normal, de expresie. Suntem oameni, exact. Și atunci... Da, medici sunt foarte mulți și scriitori, pictori, etc. Și matematicieni sunt iată, de poate mai șapte, faptul al optulea an. Când la Argeș scoateți o revistă, cum ați spus dumneavoastră, de cultură. De cultură, da. Nu de literatură. În România sunt vreo 200 și ceva de reviste de cultură, dar care 90% sunt pline de literatură. Nu din motivul acesta, nu vreau eu să public literatura acolo, dar mi-am propus o revistă în care istoria, geografia, filozofia, științele. Științele sunt, pentru mine, pentru grecii antici, pentru multă lume, știința este parte a culturii. Bun, că la UNESCO sunt separate, astea sunt motive administrative, zic eu. Iar matematica a produs atât de multe rezultate în secolul trecut, pe care filozofii le-au luat, nu știu dacă au reușit să le asimileze pe toate. Teoreme care au un impact dincolo de matematică, de logică, de calculabilitate, un impact cultural. Faptul că aritmetica nu se poate formaliza, celebre teoreme a lui Gödel. Păi filozofii multă vreme au stors de acolo o semnificație cât pentru nu știu câte cărți de filozofie. Cum reușiți să scoateți? E păcat să rămână în jargon toate rezultatele astea. Trebuie să valorificate cultural. Cum reușiți de 8 ani de zile să scoateți această revistă, Curtea de la Argeș? Cu dragul de a o face... cu norocul unor colaboratori foarte buni la revistă. Nu, echipa locală e foarte mică, pentru că e un oraș mic, Curtea de Argeș, are un trecut mare, capitală, etc. De fapt, nici măcar capitală, la vremea aceea nu existau capitale, erau reședințe domnești. Domnul stătea undeva și dădea
Fișoave. Dar mulți colaboratori de foarte bună calitate din țară, din lume. Profesor Marcuș, de la primul număr, multe articole, câteva zeci probabil, nu număr de număr, evident, era ocupat din Academie alții colaboratori de mare calibru. Din afara țării am colaboratori. L-aș numi pe faimosul, celebru Johann Galtung. E o figură absolut fabuloasă, 80 de ani, a lucrat pentru ONU, UNESCO, pentru guvernul multe din Europa. Două doctorate, unul în matematică, apropo de multi-inter-trans-disciplinaritate. Da, da. Unul în psihologie și unul în matematică. Pentru că, iată, vorbim de transdisciplinaritate. Aș vrea să mergem puțin, să discutăm, să abordăm, de fapt, și problema matematică, informatică, spiritualitate, religie. Pentru că am vorbit despre literatură, importanța matematicii, literatură și viceversa. Ce rol are, iată, matematica în religie? Dacă vă opreați la matematică informatică, eram pe terenul meu și puteam să... Aici deja e... E o problemă, cum să spun, de dezbătut într-o carte, nu într-o mică emisiune. O să evit răspunsuri tranșante, pentru că am în minte un citat din Galilei, așa, pe care în vremea dinainte, vremea comunistă, îl citam în felul următor. Cartea naturii e scrisă în limbajul matematicii, punctum, pentru că suna, punctum de la Eminescu, pentru că suna materialist. De fapt, era scos din context, dintr-un citat mult mai deștept și mult mai profund. Galilei a avut probleme cu Inchiziția și într-o scrisoare către Contele Orsini, iertare dacă, dar cred că el voia să folosească prietenii în dialogul periculos cu biserica pentru a-și justifica copernicianismul. Și spune în scrisoarea aceea ceva de genul următor. Dumnezeu a scris două cărți, Cartea Naturii și Biblia. Biblia e scrisă în limba omului, Cartea Naturii e scrisă în limba matematicii. Cartea Naturii ne spune cum merg stelele, cum merge cerul. Biblia ne spune cum să ajungem noi la cer. Citatul e ușor aproximativ pentru că nu l-am pregătit pentru... Între cele două nu e nicio legătură. Și sunt cumva de aceeași părere. Matematica nu are de-a face cu adevărul. Are cu exactitatea, noi ca și alții. Adevărul matematic, să zicem adevăr, e de altă natură decât cel poetic, decât cel revelat în zona religiei, etc. Asta un prim răspuns ca să îmi iau precauțiile de rigoare. Pe de altă parte, la început a fost cuvântul, Big Bang-ul parcă îl confirmă, putem fabula frumos pe subiectul ăsta. Personal aștept apocalipsa când se vor deschide cerurile și vom înțelege lumea altfel. Când mi-aduc aminte acum că în fizică modelele de univers au fost pe vremea teoriilor corzilor, modele cu 5 sau 6 dimensiuni. Dar au ieșit mai multe teorii, realitatea una singură, deci toate sau măcar N-1 sunt false, nu corespund realității. Și atunci fizicienii au făcut o altă teorie cu 11 dimensiuni. De la corzi au trecut la suprafețe care vibrează, membrane. 11 dimensiuni depășesc mult, noi percepem 3, nu avem organ pentru mai mult de 3, mă aștept să avem într-o bună zi asemenea revelații sau sper să generația mai tânără să o apuce ziua în care vom putea vedea a patra dimensiune. Nu, science fiction, având în spatele carierei mele literare, cariere nu e carieră, sunt total pregătit să văd o asemenea lume. Toate astea au legătură cu religia. Cuvântul are legătură cu informația. Exact. Materia e făcută din energie, substanță și informație, se pare. Fizica modernă se schimbă către informație. Calculul cuantic se pare că va schimba fizica cuantică, aducând, cum să spun, abordarea computațională în biologia la fel. Se prezice o nouă vârstă a biologiei, infobiologie, infobiotică. Sunt cărți de genul acesta, acum vreo 2-3 ani la Springer, Infobiotics e numele unei cărți. Deci e pentru că și biologia și fizica, într-un anume sens,
și au atins limitele cu instrumentele de acum. Deci au nevoie, se resimte nevoia biologiei, sigur, nu știu în ce măsură fizicienii, au nevoie de noi instrumente și atunci matematica, informatica, vin din direcția aceasta a procesării informației, a structurilor, a sintaxei, care nu erau mai devreme prinse în ecuații diferențiale, în matematica de tip cantitativ pe care o aveam. E, toate astea au legătură cu întrebarea noastră, dar o legătură și mai strânsă cu cartea, cu ce mare n-aș face. Mi-ați aruncat o minge, să spun așa, la fileu. Foarte mulți cercetători pe care îi cunosc eu din zona informaticii vin astăzi și spun că putem crea un sistem, un program care să realizeze un tip de limbaj literar. Altfel spus, dacă eu aș intra în posesia unui astfel de sistem, aș putea crea poezie, aș putea crea, eu știu, artă. Moisil avea o vorbă, tot într-un interviu cineva l-a întrebat: domnule profesor, calculatoarele vor gândi mai bine decât noi? Cu siguranță, dar nu vor zâmbi niciodată. Nu cred. Calculatoarele, bun, previziunile negative despre viitor sunt în general falsificate curând de viitor spre derâderea celor care le fac. Calculatoarele pot face multe, dar ele simulează ceea ce... Ele nu sunt inteligente, sunt niște mașini, niște obiecte fizice, utilaje. Ele nu conțin inteligență, reprezentare, conștiință, etc., dar la modul intrare-ieșire, cutie neagră, cum se spune, în cibernetică, da, ele se comportă așa cum se comportă inteligența umană. Ele joacă șah, l-au bătut pe Kasparov acum 19 ani, sau cât au trecut, sau chiar 20. Dar nu au bătut încă, aici e o altă discuție, la Go. Go-ul e mai complex, pentru a juca bine trebuie să ai simț estetic, intuiție, lucruri care nu pot fi formalizate până una alta și probabil că niciodată. McCarthy, unul dintre corifeii inteligenței artificiale, spunea undeva, pentru a modela inteligența, viața, probabil că avem nevoie de o nouă matematică. Dacă se va crea o nouă matematică, poate vom face un pas înainte. Că se vor crea poezii care să mi se pare mie ca făcute de om, asta oricând. Dar, la fel, o maimuță care bate la mașină o infinitate de minute, de cuvinte, va rescrie Hamlet cu proaltate 1. N-a rescris nimic, la modul întâmplător sau alăturat aceleași cuvinte. E greu de spus, o mașină de tip electronic nu cred că va putea vreodată să egaleze creierul, care e de cu totul, cei care spun că știu cum funcționează creierul la nivel informațional, cum devine creierul minte, exagerează. Nu, știm despre fiziologia lui totul, dar nu cum se transformă. Știți că de-a lungul axonilor umblă niște 0-1. Ca la calculatoare, niște spike-uri, niște impulsuri electrice. Cum devin acele 0-1 limba română pe care o folosim acum, nimeni nu poate să spună. De asta, și calculatoarele vor simula că joacă șah, vor juca șah mai bine decât omul, vor juca și go mai bine decât omul, vor scrie poezii care par făcute de om, dar va trebui un om să... Nu vor zâmbi și va trebui un om să aleagă cele 5 poezii din cele 5.000 care într-adevăr sunt mai bune decât testul lui Turing, părintele informaticii. Dacă în camera de alături e un terminal și aici și eu discut cu cineva de acolo, va fi foarte greu pentru mine să știu dacă acolo e un bărbat, o femeie sau un calculator. Până la nuanța asta prezicea Turing acum 70 de ani că vor ajunge, au ajuns de mult la nivelul ăsta și tot nu le credem inteligente. Pentru el ăsta era testul de inteligență. Ca un calculator să pretindă că e un om, eventual jucând rolul unui bărbat sau unei femei. Iată, astăzi nu există o casă unde să nu există conexiune la internet, altfel spus, nu există o casă unde să nu existe un computer, indiferent că vorbim de un telefon mobil, o tabletă sau un computer în sensul real. Până unde se poate merge? Aici e o întrebare gravă, pentru că s-ar putea să se meargă mult mai departe decât avem noi nevoie și putința de... În societatea consumistă mai întâi se creează obiectele și apoi nevoia de satisfactorul și mai apoi mi se
prin reclame, prin mode, prin asta mi se inoculează dorința de a avea sau... Iar calculatoarele au intrat foarte aproape, foarte mult în viața noastră. Încep să controleze. Încep să controleze. În zona science fiction, nu mai știu, cred că Ray Bradbury are o povestioară mică de gen următor, înainte de internet, deci în anii 60-70 scrisă, informaticienii lumii se gândesc să pună alături mastodonții de pe vremea aceea, IBM-urile care erau mai mari decât un studio de aici, reușesc să le lege cumva ca să avem un mare calculator și apoi își dau seama că n-au o întrebare la fel de mare pentru un calculator. Se face un asemenea calculator care înconjoară Pământul. Se face un conclav de oameni înțelepți care dezbat și găsesc întrebarea. Eu pun calculatorului. Există Dumnezeu? Asta fiind întrebarea măreață pentru cel mai... Calculatorul acela, pe vremuri avea LED-uri, începe să pâlpâie o zi, o săptămână și la sfârșit pe ecran apare răspunsul. Da, de acum există. E cumva și răspuns la întrebarea anterioară. Precedentă, da. În momentul în care calculatoarele își vor permite să ne dea asemenea răspunsuri, nu știu ce vom... Ne vor manipula, ne vor folosi ele ca periferice, nu noi pe ele. Deja se vorbește de o manipulare a spațiului cibernetic. Este, pentru că surplusul de informație, genul de informație vizual, avem deja fiziologia ochiului schimbată. Se spune că inteligența lumii crește pe teste de inteligență. Total fals. Testele de inteligență, majoritatea, bine, cele făcute profesioniști, probabil că sunt făcute de profesioniști și nu vor da răspunsul ăsta, dar sunt vizuale. Evident că ochiul meu, al meu, al nepoților, sunt mult mai rapizi decât ai mei și vor rezolva teste de genul acesta vizuale. Ce figură urmează, ce figură e intrus în ceva mai repede. Asta nu are nicio legătură cu cele 13-14 tipuri de inteligență pe care le are creierul uman. Domnule academician, ați amintit mai devreme despre jocul Go. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri ce este acest joc, ce înseamnă de fapt acest joc, pentru că știu că nu și are originea în spațiul european. Dumnezeu, e un joc absolut remarcabil, îl recomand oricui dorește să-și dezvolte creierul, e un proverb chino-japonez. Go-ul previne dezvoltarea creierului, Go-ul dezvoltă în mod egal cele două emisfere. E un joc ca șahul, pe tablă, cu ceas, cu informație completă, cum spun matematicienii, reguli și strategie și inteligență, nimic altceva. Numai că se joacă cu piese albe, negre, pe o tablă caroiată, deci nu cu figuri, și nu e pe ucisele, se capturează piese, e o luptă foarte aprinsă acolo, e de 5 ori mai complex decât șahul. Regulamentul într-un minut vi l-am spus, nu e nicio problemă. Reguli sunt puține și foarte simple, foarte intuitive, dar strategia, tactica sunt extrem de elaborate, legături cu sunt mutări de tip psihologic. Mm-hmm. Fac o mutare ca să aflu dacă adversarul e mai agresiv sau mai puțin agresiv. Legături cu arta, cu literatura, cu pictura, cu toate. E un joc care are legătură cu comportamentul jucătorului. Jucătorii de Go pretind că sunt influențați de, chiar dacă nu ajung la nivel foarte mare. Există paralele între strategia militară, von Clausewitz, paragrafe din von Clausewitz și paragrafe din strategiile de Go, parcă sunt scrise fără să fi știut unii de alții. Business folosind strategia Go-ului. Deci e un joc foarte elastic, foarte adânc, foarte subtil, foarte, cum să spun, e oriental. Deci nu avem cai, nu avem aceeași dinamică aparentă. Chibițul, de pildă, se cam plictisește la Go. Pentru că trebuie să fie net mai puternic decât jucătorii pentru a înțelege ce fac ei pe tablă. Deci e cumva mai static. De asta probabil că nu are succes în vest, la fel cum a avut șahul, care are ierarhie feudală, dar, iar asta e foarte important, lumea ar trebui să treacă de la paradigma șah, pe ucisele, la paradigma Go, unde e competiție, știind că nu adversarul, co-competitorul meu, rămâne pe tablă. Dorința mea și a lui la fel, să facem cu un punct în plus. Așa cum e viața făcută, e o competiție. Dar fără ucisele, e esențial. Poate fi aplicat, eu știu, acest joc Go la formulă politică sau geopolitică? Cu siguranță, cu siguranță, și se aplică la nivel geopolitic din plin de către orientali. China joacă Go pe harta lumii.
vă pot arăta cum pune pietre în Africa. Așa se numesc piesele, pietre. Sunt albe și negre, democrație totală, nu sunt funcții. Da? Dar mai multe constituie o formație care e viabilă, neviabilă, are mai multe puncte, mai puține puncte. Exact. Deci nu e o poziție asta ciudată, plus că la Go contează frumusețea partidei. Un oriental, un jucător adevărat de Go din Orient, nu vrea să câștige, ci vrea să câștige frumos. Mutările urâte sunt respinse de jucătorul chino-japono-corean. Foarte interesant că în China, Japonia, Coreea, jocul are nume diferite, pentru că a apărut de acum 4.000 de ani. E unul cel mai vechi jocuri de inteligență. În restul lumii se numește Go, ca în Japonia, unde se numește Igo, de fapt, dar a fost preluat. Șahul are alt nume în fiecare țară, pentru că între timp limbile s-au... Există competiții la nivel european sau la nivel mondial? Naționale, europene, mondiale, între calculatoare, pentru că aici e o discuție mai lungă. În martie anul acesta, din 85, deschid o paranteză, de prin 85, un businessman, un om bogat, un jucător, un amator de Go bogat din Coreea, a inițiat un premiu care a crescut până la $1.5 million pentru un calculator care să învingă un jucător uman de grad cel puțin 1 dan, de nivel cel puțin 1 dan. Nimeni niciodată n-a revendicat, există programe în circulație, dar în ultimii ani au apărut servere care joacă destul de tare, iar în martie anul acesta Google, o echipă mare, dar nu printr-un program, nu pe un calculator. Au pus milioane de partide de Go jucate de oameni, le-au pus pe mii de calculatoare care au învățat Go. Google știe să lege rapid și să... Și-au produs un ceva industrial, vă dați seama, mii de calculatoare, care au învins în față, cu 4-1, un mare jucător de Go din Coreea de Sud. Cred că era chiar 9 dan. Deci a fost un rezultat formidabil al inteligenței artificiale. Indiferent ce numim inteligența artificială, pentru că fiind artificială nu e inteligență și invers, nu mai știu cum să... Dar, ca rezultat, a fost absolut spectaculos. Învățare, biocomputing, calculabilitate inspirată în biologie, zona în care lucrez de 20 de ani. Lucruri de genul ăsta, toate puse la lucru, forță brută, acele multe calculatoare, căutarea rapidă pe ele, au dat un rezultat absolut istoric. Dacă de la Go se va trece la altceva cu acea strategie, medicina probabil că e primul candidat, sau strategii militare, nu-mi dau seama exact, se vor face pași frumoși într-o direcție a aplicării inteligenței artificiale de dată foarte recentă. Învățare de adâncime, deep learning, neurocomputing, deci iarăși inspirație de la creierul uman. Dar un calculator care se joace Go mai bine decât, nu decât mine, decât un jucător uman adevărat, nu există încă. Nu există încă. Dar se lucrează la un astfel. Se lucrează și într-o bună zi, probabil că se va reuși. Cât de important, iată, că ați spus, ați amintit aici medicina și dacă tot a fost congresul Universității Apolonia, unde au fost foarte multe comunicări pe zona de medicină, cât de important este informatica în zona medicală? Eu am asistat prin anii 70-80 la perioada de mare optimism, când se spera că istoria se va informatiza și matematiza, lingvistica s-a, dar fără a se ajunge la traducătoare automate, etc. Și la fel despre medicină. Erau volume, erau lucrări. Lucrurile au trebuit redimensionate după vreme, probabil că flerul doctorului, experiența, contează foarte mult în faza de diagnostic, dar e clar că calculatorul poate să ajute. Cazuistică, istorie, lucruri de astea. Evident că în robotica medicală calculatoarele deja fac lucruri formidabile. Poate chirurgia ajung la... Poate într-o zi un computer să locuiască, eu știu... Pe chirurg, sigur. Păi, deja sunt roboți, Da Vinci acela sau câte altele. Se poate. Dar în faza de diagnostic, cred că va mai fi multă vreme loc pentru medic, om. Om. Da. Da. Nu sunt boli, sunt bolnavi. Calculatorul probabil că
nu va putea judeca întregul om atât de global, de holistic, de sistemic, de cum să zicem, cum face un om. Plus intuiție, plus nu știu ce comunicare care, între oameni care nu e numai prin biți. Calculatorul nu va putea trece de biți. O temă pe care îmi vine acum în minte este informatica și globalizarea. Se spune de foarte multe ori și aproape cred că nu există centru academic unde să nu se spună acest lucru. Informatica este cea mai rapidă formulă de a impune strategii de globalizare sau politici. Informatica ne-a adus revoluția în comunicare. Uh-huh. Telefoane, toate ecranele care ne înconjoară. Cu bunele și relele, cu relele neintenționate sau eventual intenționate, pentru că se pot... e atât de rapid și de recent că e greu să ne dezmeticim. Nu știu ce va urma. Totul devine inteligent, de la frigider la clanț sau ușii într-o bună zi. În ce măsură mai rămâne loc pentru liberul meu arbitru, va trebui să fim atenți. Sunt lucruri bune, lucruri rele. Așa cum Wikipedia, care la început părea imposibilă, iar acum s-a dovedit că a crescut într-un mod care o face de încredere. Știți că acolo fiecare punea ce dorea, dar s-a curățit atât de interesant. Încă mai sunt greșeli, dar nu atât de multe cât era la început. Eram speriați la început. Deci, sistemele astea mari funcționează într-un mod pe care încă nu-l știm suficient de bine. Oricum, informatic, internetul, globalizarea în sensul acesta a adus foarte multe lucruri bune. Trebuie să nu respingem de la început abrupt și fără... Profesorul Marcus e un exemplu foarte bun. A început să lucreze pe internet, cred, pe la 70 de ani, poate mai târziu. Dar după ce a învățat să lucreze pe internet, ne dădea sfaturi nouă celor mai mici, mă rog, cu 25 de ani eu, dar și altora, cum să folosim internetul, să nu ne speriem de el, cum să căutăm. Zilele trecute la evocări, cineva spunea despre Solomon Marcus că la un moment dat, când era în spital, era nemulțumit de camera. Că nu avea Wi-Fi în spital, da. 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 E tipic pentru modul de a fi lucrând așa cum respiri. Pentru că pentru mulți internetul, comunicarea lui, plăcea să comunice cu oricine, de la elevi la bunici. Îmi arăta uneori, uite ce am primit de la bunicul unei eleve, că i-a pus o întrebare de matematică și el n-a știut să răspundă și el mă întreabă pe mine. Era atât de, cum să spun, implicat în dialogul cu trei generații deodată. Dacă nu l-ați fi întâlnit pe Solomon Marcus, această formulă de interdisciplinaritate, E foarte greu de spus. Aș fi ajuns sau nu profesor la Curtea de Argeș? Asta e întrebarea. 50% da, 50% nu, pentru că în anul 4 a fost un post acolo la Curtea de Argeș și anul viitor n-a mai fost un post de profesor. Deci probabil că fizic nu mai puteam să ajung. Pe de altă parte, pentru mine ar fi fost dramatic, aș fi fost cu totul altceva. Pretind că aș fi fost un profesor bun pentru că colecționam probleme frumoase. Aveam caiete de probleme de geometrie, în primul rând, pentru viitorii mei elevi. Pe de altă parte, ce am făcut cu profesorul lângă, cu mulți alți geniali precum Marcus, când trăia, dacă îi spuneai că e genial, se supăra sau răbunea. Dar ăsta e cuvântul, pentru că doar analogiile pe care le făcea. Cineva mă întreba cum pun diagnosticul de genial pentru un om. Nu poți să-l pui, dar îl simți, radiază, mitologizează. Asta e, toți mari oameni pe care am întâlnit fac o poveste din orice. Găsesc ceva în spatele. Nu numai că se miră precum Marcus, el făcea din mirare poarta către știință, dar au foarte multe fațete foarte interesante. Saloma, Rosenberg, câțiva oameni de corifeia informaticii, aș numi, strong guys, cum se în informatică, cu care am reușit să colaborez, pe care am cunoscut din articole și cărți în jurul lui Marcus.
primea articole prin poșta anilor 70, când eram student, pe care ne le dădea nouă în timpul cursului. A, asta te interesează pe tine, Ionescu, asta pe tine, pe un, și ne le distribuia, evident că le, pe ideile de acolo, dacă făceam ceva, imediat ne promova și în felul acesta s-a crescut. Fără Marcus, evident, aș fi fost... cu siguranță n-aș fi fost în studioul de aici, nu știu dacă asta e o pierdere pentru spectator sau nu, dar pentru mine ar fi fost. Noi zilele acestea la congres am avut și un moment de evocare pentru Solomon Marcus. Postul la Pro TV a și difuzat câteva conferințe a lui Solomon Marcus pe care le-am filmat. Ar fi împlinit 92 de ani acum pe întâi. Da, e o mare lipsă în... care nu poate fi umplută. Exact. Spuneam și la comemorare, ar trebui un institut, Marcus, pentru că avea atâtea preocupări și atâtea... El a făcut vreo 5 cariere. Una în matematică, în analiza matematică, una în poetica matematică, una în lingvistica matematică. Semnifică. E unul dintre fondatorii principali. În limbaje formale. Are cărți care puteau face o carieră formidabilă. Cartea din 64 e printre primele din lume. În calculul cu ADN sau calculul celular... a participat la multe, ca să nu mai spun în filozofie, în interdis și lucruri de genul acesta, în eseistica de mare nivel, în educație. Nimeni nu poate să ia locul lui Marcus. Nici nu trebuie încercat. Trebuie un institut. Nu va fi niciun institut, trebuie să fie un institut virtual. Sunt grupuri de cercetare care încă, în domeniul meu al biocalculabilității, noi încă avem probleme de ale lui Marcus lansate, pe care ni le amintim din când în când și încercăm să le rezolvăm. Deocamdată n-au apărut sau propunerile nu rezolvă complet ceea ce presupunem noi că ne-ar fi cerut Marcus să facem. Lingviștii la Facultatea de Matematică, e un cerc de lingvistică computațională, matematică, condusă de un student al lui, Liviu Dinu, care acum chiar se numește seminarul sau coloviu Marcus și care continuă opera. Știu că Solomon Marcus era foarte, foarte curios, cum a spus mai devreme, de mesajele pe care le primea de la copii, de la bunici. Dar în același timp, tot ce însemna comunicare cibernetică sau comunicare prin spațiul virtual, pentru el era curiozitatea aproape copilărească. Nu exista clipă, cel puțin cât a stat la Iași în perioada în care venea noi la universitate, nu exista clipă să nu fie conectat la Yahoo. Da. Și să nu dea răspuns. Mai degrabă răspundea la un e-mail decât la un telefon. Corect, corect. Și răspundea repede la un e-mail. Da. Ca să nu amâne și cu detalii. În cărțile pe care editura Spandugino le-a scos, sunt foarte multe mesaje primite. Da, primite. Dialogul lui cu cititorii sau cu elevii mergea atât de des prin școli, prin... Aici, iarăși, pe mine mă inhibă puțin. Eu, neavând legătură strânsă cu școala, mi-e și teamă să ajung în fața unei clase de liceen, să zicem. Pentru că altceva decât go-ul, nu știu ce legătură mai am cu ei. Pe telefonul meu nici măcar nu e smart. Nu-mi trebuie, pentru că stau acasă pe calculator și sunt legat la internet, la fel ca Marcus. Îmi petrec foarte mult timp pe calculator, editând revista sau stând în legătură cu comunitatea de calcul celular, pentru că s-a întins foarte mult în lume și sunt cumva printre bătrânii domeniului și trebuie să țin legătura cu ei. Dar tânăra generație... Soția mea a fost profesoară de chimie la un liceu în București. Îmi spune lucruri pe care m-ar pune în încurcătură. Au alt fel de reacții, alt gen de comportament, de interes. Sau cel puțin așa pretind eu și evit întâlnirile foarte strânse cu cei mai tineri, cu elevii special. Cu elevii. Dacă m-ar provoca să le fac un cerc de go, cred că aș fi în stare să merg să-l organizez. Nu mai am timp atâta și nici există o federație care se ocupă de asta. Pentru că suntem la confesiuni literare până la urmă. Ne-am vorbit foarte mult despre cercetare, mai mult în această emisiune. Aveți vreo carte nouă, un lucru, un roman?
Da și nu. Un roman va fi foarte greu să mai scriu în momentul acesta, pentru că revista mi fragmentează timpul atât de mult încât nu mai pot strecura un roman. Ori de câte ori am scris un roman, a trebuit să mă închid în cameră 3 săptămâni, să scriu o primă formă. La sfârșit eram total epuizat. Am făcut asta de vreo 3 ori, fiind prin lume, nu în România. Am circulat după anii 90, am stat foarte mult prin lume și așa mi-am scris, de fapt, romanele. Scriu însă aproape zilnic pentru revistă, pentru ziarul din Curtea de Argeș și așa se nasc cărțile din seria... am avut în ziarul din Curtea de Argeș o rubrică de epigrame zilnice, ceea ce nu e deloc ușor, pentru că una pe zi... Și săptămânal am o rubrică Vedere de pe dealul Olarilor. Dealul Olarilor e locul din Curtea de Argeș unde locuiesc. M-am retras acolo de vreo 15... M-am mutat acolo de vreo 15 ani. Iar din rubrica aceea ies cărți și Vedere de pe dealul Olarilor, cărți de umor serios. Deci mă leg de tot felul de hibe ale... de politică, de ce văd la televizor, de ce văd... Dar de, încă o dată, cu umor... cordial, sper eu. Sper că n-am supărat. Observ că matematicienii și în special oamenii din zona aceasta a informaticii și a logicii de matematică au un umor apart. Au, pe care îl exprimă de cel mai mult chiar prin construirea de epigrame. Da, epigramele sunt o capcană. Par a fi ușor de scris, dar de fapt nu e deloc adevărat. Și atunci... Bun, sunt exemple celebre, Lewis Carroll, care a fost matematician, logician. Charles Dodgson se numea și are acele splendide cărți care au și umor și logică și din toate. Da, dom'le, umorul e necesar, e nevoie de el. Ca opus încrâncenării care prea mult ne stăpânește. Ce nu se poate face cu umor... nu merită. E un slogan pe care îl iau destul de bine în serios. Internetul ne-a învățat să credem că putem trăi o altfel de viață. Un second life. Foarte multe studii apar pe această temă. În ce măsură iată acest second life, adică viața virtuală, poate avea, un impact pentru globalizare? Mi-e greu de spus. În ce sens Second Life? Viața pe internet. Așa, chiar așa, asta e formula. O viață virtuală într-o lume. Second Life, exact. Adică suntem oamenii din realitatea concretă pe care o știm. Și avem prieteni, cu miile, pe care virtuale. Nu i-am cunoscut și cunoaștem în formă unei pisici care dăm apare. Dăm like și așa mai departe. Exact. Aș prefera să nu mă pronunț fiind total împotriva genului ăsta. E un pic de schizofrenie aici, în sensul nu medical, ci matematic, dacă vrei, a depărtării de realitatea reală. Și nu, până la urmă, depărtării de om. Exact, e o capcană teribilă în asta. Nu cred. Comunicare prin internet, prin orice, dar nimic nu face cât o cafea băută între doi prieteni, oricâte like-uri aș primi și... Am avut pagină pe internet, dar pe Facebook, dar mi-am închis-o la un moment dat. Nu simțeam nicio bucurie primind sau dând sau văzând poze de la schi ale nu știu cui. Nu cred că e soluția. Filmul Matrix e film, realitate, solipsismul grecilor. Eu cred că masa asta există, nu e părerea mea despre realitate. Deci prefer să rămân într-o lume mai rudimentară, dacă vreți, filozofii vorbind, dar să mă bucur de ea din plin, fără gândul că doar gândul e sursa. Domnule academician, suntem pe ultimele 3 minute ale emisiunii noastre. Aș vrea să conturăm, un portret. Timpul există? Marcus are o carte atât de groasă despre timp și n-a intrat tot ce... Da. Aș vrea să realizăm un portret, dacă vreți, robot, al literaturii contemporane. Cum este literatura română, din punctul nostru de vedere, astăzi? Și... cum credeți că este ea valorizată în afară?
Discuția cu în afară n-aș intra, pentru că aici sunt lucruri organizatorice, e vorba de bani, e vorba de politică, de multe alte lucruri, din păcate se amestecă. De instituții. De... Mă tem că literatura, în general, nu numai în România, dar în special în România, trăiește oarecare dramă, comparându-se prea mult cu literatura din secolul XIX, de pildă. Când mari literați de atunci erau mari politicieni, mari figuri a istoriei veacului al XIX-lea. Nu se mai poate. Era altă vreme atunci. În alt fel se face acum politica, administrația. Un Maiorescu nu mai e posibil acum. O junime nu mai e posibilă. E atâta zgomot informațional încât mari personalități de genul acesta nu au cum să se mai impună. Și nu numai la noi, cred că și în lume e același lucru. Deci ar trebui ca scriitorul român să nu mai aibă dorința aceea, cum să spun, să intre în istorie, să aibă dorința de a intra în cartea de citire, pentru că altfel asta îl trage înainte pentru spre a scrie mai bine. Dar să apară mai puțin la televizor și să nu mai spună mie cum e cu politica, pentru că mi-o spune la același nivel de amator cum o înțeleg și eu. Deci deja politica se face în laboratoare, se face cu multă informație, interpretări am și eu la fel ca orice literat. Și încă mai apar destul de mult. Iar dintre literații care au intrat în politică în ultimii 20 și câți ani, 27, nu mi-amintesc o figură care să fi rămas în istoria post-decembristă atât de, cum să spun, cu impactul pe care mi l-aș fi dorit eu, nu neapărat el. Presupun că și ei, de fapt, că au fost mai mulți. Domnule academician, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Iată că timpul, suntem presați și nu de timp, cum spunea și Solomon Marcus. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezent la Confesiuni Literare, la studioul Apolonia TV. Confesiuni matematice, confesiuni de go, de multe alte. Confesiuni argeșene, să le numim. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie la Iași. Cu mare drag. Iașiul care arată foarte frumos, refăcut mult în bine față de ce mi-amintesc de acum 10 ani, să zicem. Domnilor și domnilor, până la o viitoare ediție a Confesiunilor Literare, eu vă doresc o seară inspirată și nu uitați, fiți fericiți și scrieți.